Vă salut, dragii mei! Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă spun bun găsit! Astăzi, la Agenda ta de sănătate, vorbim despre autovindecarea cu puterea magică a spiritului și a minții. Medicina autentică și adevărată nu este știință. Ea este artă, deoarece viața nu se poate calcula matematic. Ființa umană nu este mașină, celula nu este automat și ADN-ul nu este un tablou de comandă. Simptomul este un semnal, o manifestare fizică a unei probleme profunde pe care noi o putem remarca cu ajutorul simțurilor. El indică prezența unei boli sau a unei anomalii. Organismul uman este o mașină fascinantă care se adaptează la toate condițiile la care este supus, fără a scoate nicio vorbă. Doar în momentul în care este supraîncărcat sau prea descărcat de energie, el semnalează acest lucru cu ajutorul anumitor simptome. Simptomele sunt, de fapt, limba corpului nostru. Spre exemplu, febra este o manifestare a corpului care ne apără de un atac sau de o agresiune asupra lui. Ea este un semnal al trupului sănătos. Sistemul medical este proiectat să liniștească simptomele precum durerea, oboseala și disconfortul. El face ca să dispară unele semnale precum febra, tumefacția, inflamația și tumorile. El configurează unele stări ale unor parametri precum colesterina, zahărul din sânge, calciul și stabilizează manifestări corporale precum depresia, anxietatea și alte stări asemănătoare. Știința medicală actuală are la bază o concepție materialistă a lumii. Ea recunoaște numai materia care poate fi văzută, atinsă și măsurată. Pentru ea nimic nu există mai mult, deci rezultă că pentru ea ființa umană nu este altceva decât numai ceea ce este vizibil, adică trupul fizic. Medicina nu recunoaște existența gândurilor, emoțiilor, a conștiinței și a spiritului. Cauza bolii se regăsește însă în spirit, își face apariția în corpul invizibil și se manifestă în trupul material. Dacă nu se corectează această problemă, costurile din sănătate vor fi mari, deoarece bolile se manifestă în continuare, într-un fel sau altul. Dr. Johann Georg Schnitzer este un medic stomatolog, autor de carte și cercetător. El a inventat moara de cereale Schnitzer și o formă specială de nutriție, alimentația Schnitzer. Dr. Schnitzer este un adversar al plombelor din amalgam și a fluorizării. El este un susținător al noii medicinii germanice. După ce a terminat de studiat, Dr. Schnitzer s-a concentrat pe sursele ce susțin sănătatea naturală și pe cauzele ce conduc la boli cronice și degenerative. El a remarcat că un factor important pentru sănătate sunt cerealele, de aceea a construit o moară specială cu pietre pentru cereale. Iată ce spune doctorul Schnitzer. Cine nu cunoaște sursele naturale ale sănătății, acela are un deficit în educație. Cine cunoaște sursele naturale ale sănătății și nu le folosește, acela are un deficit de inteligență. Cine cunoaște sursele naturale ale sănătății, le folosește și le ascunde de ceilalți, acela are un deficit în raporturile sociale. Cine este responsabil pentru educația altora și le ascunde acestora sursele naturale ale sănătății, acela are un deficit de responsabilitate. Cine trăiește din boala altora și le ascunde celorlalți sursele naturale ale sănătății, acela are un deficit în domeniul umanitar. Cine este responsabil pentru sănătatea populației și îi ascunde acesteia sursele naturale ale sănătății sau chiar le interzice, acela comite o crimă împotriva umanității. De ce suferă atât de mulți oameni de boli cronice fără a putea fi vindecați, cu toate că sistemul medical înghite părți însemnate din venit și din produsul intern brut? Pentru că sistemul medical nu se ocupă de sănătate, el se ocupă de boli. Fundamentul existențial al medicinii moderne este tratamentul permanent în locul profilaxiei și al vindecării. Singura persoană care este cu adevărat interesată de sănătatea ta și al cărei fundament existențial este sănătatea, ești chiar tu, spune doctorul Schnitzer. Sănătatea ta este singurul mijloc de a te proteja de boli și de a te însănătoși. Experiența pe care a acumulat-o doctorul Schnitzer, timp de peste o jumătate de secol în domeniul cercetării din sănătate, spune că cetățeanul, chiar dacă dispune de expertiza necesară, de știință fundamentată,
de experiență și a demonstrat în mod științific importanța recomandărilor lui. Cu toate acestea, el este ignorat de responsabilii din politică, știință, cercetare, educație, medicină, asigurările sociale, sistemul medical și sistemul legislativ. La scrisorile sale nu se răspunde, se răspunde în răspăr sau se spune că pentru aceste subiecte nu există nimeni să se ocupe de ele. Această experiență a fost confirmată și de alte persoane. În ziua de astăzi, cei ce dețin știința nu au putere și puternicii nu au știință și nici conștiință, mai spune doctorul Schnitzer. Ce putem învăța din experiențele de peste 50 de ani ai medicului? Pentru cetățean, salvează-te singur dacă poți. Pentru acest lucru este nevoie să devii activ, să te informezi și să nu te încrezi în anunțurile oficiale, în declarațiile sponsorizate ale experților și nici în articolele public relations care sunt camuflate sub forma contribuțiilor jurnalistice și oferite publicului. Știința pe care ai dobândit-o poți să o folosești pentru tine și familia ta, spune dr. Schnitzer. Sursele de informație este bine să le oferi mai departe pentru a salva și alte persoane. Pentru cei responsabili, nu întindeți coarda aroganței, ignoranței, a servituții lobby-ului și a indiferenței față de drepturile cetățenești, că se poate rupe. Filmul science fiction Matrix ne dezvăluie un adevăr îngrozitor. Realitatea așa cum o trăim noi este o lume aparentă, o lume ce ne este sugerată pentru a ne distrage atenția de la adevăr. Suntem născuți în sclavie și trăim într-o închisoare pe care nu putem să o percepem cu simțurile noastre, deoarece această închisoare ferecată este chiar rațiunea noastră, mai spune doctorul Schnitzer. Medicul Theophratus Bombastus von Hohenheim, numit și Paracelsus, a observat deja în Evul Mediu că imaginația are o importanță deosebită. Imago înseamnă să-ți creezi o imagine interioară. Imaginile, așa ne învață știința care cercetează creierul uman, sunt de câteva ori mai puternice decât cuvintele. Ele au un caracter sugestiv considerabil. Dacă ne imaginăm, spre exemplu, o situație înspăimântătoare, atunci ne crește sau ne descrește tensiunea arterială. Inima începe să bată sau pare că încetinește să mai bată. Pielea devine umedă sau rece ca gheața. Toate acestea se petrec fără însă ca situația să aibă loc în realitate. Un zgomot în noapte și gândul că acesta s-ar produce din cauza unui spărgător ne-ar putea induce frica și spaima. Dacă ne imaginăm în culori plăcute că vom avea o întâlnire cu o persoană iubită și sentimentele care ar rezulta din aceasta, atunci ne putem trezi cu senzația de fluturi în stomac. Psihoneuroimunologia, PNI, a demonstrat prin mai multe investigații științifice că imaginile au o influență asupra organismului și în special asupra sistemului nostru imunitar. Putem deci folosi imaginația activă pentru a rescrie scenariul sănătății noastre și deci să fim instantaneu atât regizorul cât și actorul. În concordanță cu cele spuse, specialiștii prezintă un exercițiu în care putem să ne folosim imaginația pentru a întâlni medicul din noi, de la care vom primi informațiile și energia necesară pentru a ne putea vindeca. Prin exersarea regulată a acestei tehnici, imaginile interioare se vor concretiza din ce în ce mai mult, devenind astfel din ce în ce mai puternice, până când ele se vor realiza cu adevărat. Călătoria spre templul divin al vindecării. Luați poziția de meditație. Veți porni într-o călătorie în lăuntrul spiritului vostru, o călătorie care vă va conduce spre locul unde există totul sub formă energetică. Cu ajutorul unei imaginații puternice, veți putea transforma aceste structuri energetice din interiorul vostru în formele dorite. Inspirați și expirați adânc de câteva ori. Închideți ochii, stați liniștiți cu ochii închiși un anumit timp. Imaginați-vă că sunteți în plină natură, într-un loc în care vă simțiți cel mai bine. Sunteți înconjurați de pomi maiestuoși, de flori fragile, gingașe și frumos colorate care răspândesc miresme îmbătătoare. Undeva în depărtare se aude clipocitul suav al unui izvor de munte,
și recitalurile încântătoare ale păsărelelor. Razele calde ale soarelui mângâie dealurile înverzite, iar roa scapără curcubeie. Degustați aerul înmiresmat al pădurii. Undeva în apropiere, remarcați o cărare. Pășiți pe cărare mergând încet, încet, spre curcubeul din zare. Când ați ajuns în dreptul curcubeului, vă alegeți din el culoarea care este pentru voi cea mai importantă. Permiteți spectrului de culori din curcubeu să acționeze asupra voastră cu energia lui benefică. Vă simțiți plini de energie. Continuați călătoria până la templul pe care îl vedeți în zare. Acest templu poate fi pentru voi o biserică, un altar, o piatră sau un copac. Acest loc este pentru voi un loc special. Este templul vindecării, locul vostru special pentru a vă vindeca. Aici veți întâlni medicul din voi, vindecătorul vostru. Aici veți primi informațiile necesare și importante pentru sănătatea voastră spirituală și trupească. Aici veți primi toate informațiile de care aveți nevoie pentru a vă vindeca în mod complet și definitiv. Informațiile pe care le veți primi vor fi sub formă energetică, sub formă de gânduri, sub formă de capacități și abilități sau sub forma unor întâmplări de zi cu zi, care vă vor duce spre lucruri benefice. Ați ajuns la templul vindecării. Așteptați ceva timp până când vindecătorul vostru va apărea. El vine sub forma unei persoane, a unui simbol sau a unei lumini. Fiți deschiși la orice aspect, la orice formă ar lua vindecătorul vostru. Nu exercitați nicio presiune. Vă simțiți ca o frunză în vânt. În clipa în care vindecătorul vostru a apărut, puteți să-i puneți întrebările cele mai importante pentru voi. Fiți răbdători. Răspunsul va veni acum sau mai târziu, sub forma unui cuvânt, a unei propoziții, a unei imagini, a unei energii, a unei capacități și îndemnări neavute până acum, a unei întâmplări care vă va îndruma pașii pe drumul cel bun și vă va face fericiți. Răspunsul poate apărea în zilele sau săptămânile următoare. El poate apărea când sunteți treji sau când visați. Mulțumiți medicului din voi, luați-vă rămas bun de la el și îndreptați-vă pașii înapoi spre curcubeu. Mergeți până la locul de unde ați plecat. Rămâneți câteva clipe în acest loc și degustați frumusețea naturii. După câteva clipe, deschideți ochii și reveniți la starea voastră de veche. Poate că mulți dintre voi se gândesc sau se întreabă care este modul în care găsiți metoda voastră de autovindecare. Fiecare om are un potențial foarte mare de capacități creatoare. De regulă, nouă nu ne este conștient acest potențial. Ne simțim atrași mai mult de unele activități. De altele mai puțin, căutăm contacte cu oamenii care au talente și abilități asemănătoare cu ale noastre. De alți oameni ne simțim respinși sau ne este frică de ei. Exact așa se întâmplă și cu posibilitățile noastre creative de a activa energia vindecătoare. Unii au trăit copilăria având o lume a lor. Alți copii au fost mai tot timpul în contact cu oamenii și cu animalele. Unii trăiesc în lumea gândurilor sau au o credință de nezdruncinat. Energia vindecătoare o putem accesa cel mai ușor prin modalitatea corespunzătoare nouă. Cel mai ușor este să observăm cum reacționăm în mod spontan. Faceți-vă timp pentru a descoperi care este metoda voastră de vindecare. Răspunsurile la următoarele întrebări vă ajută să luați o decizie. Bineînțeles că puteți combina modelele. Puteți să dați culorile dorite imaginilor voastre interioare. Puteți să folosiți energia mâinilor combinată cu reprogramarea mentală. 1. Poți să-ți imaginezi relativ ușor o luncă plină de flori în perioada de vară? Poți să te înveselești cu o astfel de imagine? 2. Tinzi să îți imaginezi situațiile viitoare în mod plastic și pitoresc? Îți este rău când cineva îți povestește despre o operație chirurgicală? 3. Uită-te la un organ, închide ochii și încearcă să ți-l amintești. Îți reușește? 4. Poți să-ți amintești de imaginile din concediu chiar după un timp mai îndelungat? 5.
Închide ochii și imaginează-ți că pictezi un copac. Poți să vezi copacul? Aceasta este vindecarea cu imagini interioare. Vindecarea cu lumină și culori. 1. Închide ochii și imaginează-ți un curcubeu. Poți să-ți alegi o culoare din cadrul spectrului luminos? 2. Alegi culorile hainelor și ale decorației locuinței tale după dispoziția în care te găsești. 3. Cum arată verdele unui arbore poios pe timp de vară? Este el diferit de verdele aceluiași copac la sfârșitul verii? Poți să-ți imaginezi aceste culori? 4. Poți să-ți imaginezi stomacul tău învăluit într-o culoare, spre exemplu, în galben luminos? 5. Este importantă lumina în viața ta? Vindecare cu ajutorul gândurilor și al reprogramării mentale. 1. Eu sunt curajos și conștient de mine. Are această propoziție un efect încurajator asupra ta? Poți să o repeți de mai multe ori în cursul zilei? 2. Ești o persoană care vrei mai întâi să înțelegi ceea ce vrei să exersezi sau să utilizezi? 3. Poți să-ți păstrezi privirea de ansamblu și să te gândești la ce este mai important în cazul unui accident? 4. Poți să te eliberezi de neliniște emoțională cu ajutorul gândurilor raționale și analitice? Și 5. Poți să îți imaginezi un dialog cu genunchiul tău? Vindecarea cu ajutorul mâinilor. 1. Îți place să fii atins cu mâna? Ce senzație îți produce aceasta? 2. Îți place să mângâi oamenii sau animalele? 3. Ai senzația că primești informații importante cu ajutorul simțului tactil, spre exemplu informații despre materiale sau obiecte? 4. Închide ochii și imaginează-ți ce senzație ai când atingi o bucată de lemn, când atingi o bucată de mătase sau de catifea. Îți este ușor să percepi structura materialului respectiv? 5. În cazul unui accident, care este primul impuls al tău? Să pui mâna și să ajuți în mod direct sau să organizezi activitatea de ajutorare? Vindecarea cu ajutorul meditației și a rugăciunii. 1. Ai făcut deja experiențe cu efectele de vindecare ale meditației? 2. Poți să-ți imaginezi că ai putea să chemi un înger în ajutor atunci când ai nevoie? 3. Știi câteva rugăciuni care te pot ajuta într-o situație grea? 4. Crezi într-o putere care este mai mare decât tine și în care te poți încrede în mod necondiționat? 5. Ai făcut deja experiențe în viața ta în care te-ai simțit protejat de o forță superioară? Vindecarea cu ajutorul muzicii. 1. Iubești muzica? Ai cântece favorite care ți vin repede în minte? 2. Imaginează-ți o situație în care ai nevoie de consolare. Există o compoziție muzicală care te-ar putea consola? 3. Poți să-ți imaginezi faptul că muzica influențează celulele organismului tău? 4. Ai o bucată muzicală care te ajută în toate situațiile vieții și pe care o asculți cu plăcere? Prieteni, acestea sunt întrebări care vă ajută să observați cum reacționați în mod spontan și totodată să vă găsiți propria energie vindecătoare. Mai multe informații pe acest subiect găsiți pe blogul Mihail Ispan. Eu sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Până data viitoare vă doresc numai bine și multă sănătate. Pe curând!